Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Bună dimineața și bine v-am găsit la interviul de 10. Invitatul meu de astăzi este un reputat medic cardiolog din România, a fost președinte al Societății de Cardiologie din România, dar mai mult decât atât, inițiatorul unor acțiuni și organizații menite să ne facă mai sănătoși. E un medic care tratează prin prevenție și care în ultimele săptămâni, luni de fapt, pentru că de atâta vreme ține pandemia asta, este angajat și într-o bătălie a informației pe Facebook. E un om pe care îl cunosc bine, de mulți ani, și unul care, cel puțin pe mine, m-a împins la foarte multă mișcare. Mi-a plăcut tare mult că domnul dr. Gabriel Tatu Chițoiu nu este dintre cei care te înspăimântă. Bună dimineața, mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună dimineața și vă mulțumesc dumneavoastră pentru invitația de astăzi. Mai alergați, domnule doctor? Mai faceți maratoane? De alergat, sigur că da, dar maratoane nu, pentru că nu se fac maratoane, să avem bandă de alergare acasă. Și alergăm pe diverse cocrauri, ca să spun așa, prin lume, ultima oară prin Noua Zeelandă. Ați fost Noua Zeelandă ca să alergați, da, asta mi se pare fantastic. Să vă spun că doctorul Tatu Chițoiu este și cel care a înființat Athletic Cardio Club, o organizație care se adresa inițial medicilor cardiologi, ca să aibă grijă de sănătate, dar după asta mi-am dat seama că dumneavoastră aduceți acolo și de fapt mulți pacienți sau oameni care pur și simplu doresc să alerge. Sloganul asociației era "Alergă cu noi pentru inima ta", deci medicii erau, să zicem, vectorii de promovare a ideii. Ideea era să fim noi exemplele după care să alerge pacienții noștri sau cei care nu vor să se îmbolnăvească de boli de inimă. E obligatoriu să alergi dacă nu vrei să te îmbolnăvești de boală de inimă sau e doar binefăcător? Nu, este obligatoriu să te miști. Nu trebuie să fii alergător de performanță, nu trebuie să dorești să dobori recorduri și în niciun caz, așa cum de foarte multe ori aud, nu trebuie să-ți depășești limitele. Este bine să-ți cunoști limitele și să faci efort în limitele pe care ți le cunoști. Domnule doctor, cum, din punctul ăsta de vedere, vă știu un om foarte activ, un om care e preocupat de chestiunea asta, cum ați trecut de perioada asta? De pandemie, la ea mă refer. Păi am încercat să mă adaptez prin diverse modalități, așa cum încearcă fiecare dintre noi. Dacă n-am putut, spre exemplu, să facă mișcare afară, avem o bandă de alergare performată cu care este cuplată la internet și felul acesta, cu sau fără instructor, putem să fim oriunde lume, putem să vizităm orice loc din lume, fie mergând, fie alergând cu instructorul. Deci am adus chestiunea asta, am adus-o în casă și este un sfat pe care l-am dat tuturor celor pe care îi cunosc, dat fiind faptul că anul trecut nu s-au putut investi bani în concedii, banii de concedii investiți într-o astfel de bandă care îți permite ca să mergi pe oriunde în lume și să vezi locuri pe care le-ai fi putut vedea poate cu ochii tăi, poți să le vezi la modul virtual. Dar ce vă lipsește cel mai tare în perioada asta? Cel mai tare îmi lipsește, evident, contactul direct cu natura, cu locurile pe care aș fi vrut să le văd. Spre exemplu, în august programasem să mergem împreună cu soția mea în Alaska, timp de 2 săptămâni și a trebuit să anulăm tot. Suntem foarte mari doritori de a vedea cât mai multe locuri de pe pământ și acesta este lucrul care nouă ne lipsește cel mai mult. V-am văzut, sunteți foarte activ pe Facebook. Le explicați oamenilor, mi se pare, despre coronavirus și implicațiile sale, mi se pare că duceți o bătălie cu dezinformarea? Absolut. Să vă spun un secret. Eu uram Facebook-ul până acum vreo 2 ani de zile. Mi se părea o pierdere de timp, după care am constatat că este cea mai bună modalitate de diseminare a unei informații bune sau rele în masă. Aș putea spune că duc nu neapărat o bătălie cu dezinformarea, duc o bătălie cu informarea. În primul rând și în al doilea rând cu dezinformarea, pentru că publicul am constatat că este complet dezinformat și atunci el este victima tuturor
dezinformărilor mai mult sau mai puțin intenționate de pe internet. Și nu numai în ceea ce privește pandemia, dar și în ceea ce privește diverse modalități terapeutice în bolile cardiovasculare. Da, am văzut poveștile dumneavoastră. Pacienții dumneavoastră cum receptează această perioadă? Vă întreabă, se miră, v-ați întâlnit, uite, ca să ajung și aici cu diverse teorii ale conspirației, adică se spune și în fața medicului, știți, lăsați că știu eu mai bine? Se spune și în fața medicului, dar în fața medicului nu se spune cu atâta curaj. Curajul este pe Facebook. În fața medicului se spune cam în genul, am auzit că ce părere aveți. Pe Facebook însă sunt unele persoane mult mai agresive, dar majoritatea publicului, și aș spune chiar pe 80-90%, este o publică de bun simț, care încearcă să găsească răspunsul corect în tot felul de surse. Din păcate, în spate undeva am depistat și oameni sau poate chiar și anumite structuri care fac această dezinformare cu bună știință și cu rea voință. Oameni care nu pot să fie identificați, site-uri care apar peste noapte și te pomenești cu tot felul de mesaje care vin de acolo. De ce credeți că prinde atât de bine tipul ăsta de pseudo-informare sau chiar fake news-ul? Totdeauna prinde mai bine decât, pentru că este lucru care se practică mult la toate televiziunile. Trebuie să șochezi cu ceva. Și de regulă trebuie să șochezi cu ceva negativ, cu ceva cu care nu se așteaptă oamenii. Iar aici, o să spun cu mâna pe inimă, că cel puțin în ultimele luni de zile, majoritatea televiziunilor nu au făcut foarte bine ceea ce au făcut. Au promovat strict partea negativă a problemei, în aceeași idee a ține oamenii cu oarecare teamă și cu privirea pe ecranul programului pe care îl dau televiziunile respective. Aici este și o mare eroare, aș putea spune eu, al societăților medicale profesionale, care nu au intervenit, nu au avut puncte de vedere ale experților în medicină care să ajungă la public. Spre despire de noi, spre exemplu, în Germania a fost făcută o agenție specială pentru combaterea fake news-urilor, în care specialiști în medicină analizează toate aceste teorii ale conspirației și le dau răspunsuri așa cum trebuie. Cum spuneți că comunicarea a fost de natură negativă? Sigur că oamenilor le este teamă, dar cum ați explicat dumneavoastră sau care e partea pozitivă la care ar trebui să ne uităm noi ca oameni și, mă rog, toți cei care vor să se ferească de boala asta? Ce ar trebui să știm? Eu cred că trebuie să avem o atitudine echilibrată. Trăim o pandemie, aceasta este realitatea. În pandemie înseamnă automat un număr imens de cazuri care vin pe anumită unitate de timp. Înseamnă și un procent de pacienți care fac forme dificile, forme grave și chiar decese. Acest lucru a surprins, să zic, anumite secții sau anumite spitale care nu erau obișnuite cu astfel de pacienți gravi, astfel încât a fost un șoc și pentru o parte dintre colegii medici. Spre deosebire de alți colegi, cum ar fi colegii mei care își desfășoară activitatea în condiții de urgență în mod curent de 20-30 de ani la Spitalul Floreasca, să dau un exemplu. Și de aici a apărut în permanență și împins de mass media numai partea negativă a acestei pandemii, respectiv crește numărul de cazuri, crește numărul de decese și exemplificare cu pacienți foarte gravi. Sigur, aceasta este o realitate. Număr foarte mare de pacienți, un anumit număr de decese. Dar haideți să vedem și partea plină a paharului. Acest virus SARS-CoV-2 este cel mai cuminte dintre ultimii trei virusi care au provocat pandemii în lume în ultimii 20 de ani. Mortalitatea în momentul de față globală în România cu acest virus este de 2,38%. Prin comparație cu virusul SARS-CoV-1 care a fost în 2002, mortalitatea acolo era de 15%. Iar cu MERS care a fost în 2012 era de 37%.
Deci acest virus are o particularitate prin faptul că este extrem de contagios, deci sunt foarte mulți oameni care sunt bolnavi și habar n-au că au contractat această boală, dar din punct de vedere al mortalității este cel mai redus, are activitatea cea mai redusă din ultimii trei virus. Sigur că cifrele absolute de decese care apar în fiecare zi sunt cele care ne stârnesc în panica, dar în momentul în care se raportează aceste cifre la numărul total de pacienți care s-au îmbolnăvit, constați că această severitate, mortalitatea este de 2,37% în România și a scăzut. Era vârful de mortalitate, a fost în mai 6,57%. Și scade de la o zi la alta pe măsură ce crește numărul de pacienți. Este o creștere exponențială a numărului de pacienți care nu se însoțește în aceeași măsură de creșterea numărului de decese. Asta ce înseamnă de fapt pentru viitor? Că boala va rămâne cu noi, că vom fi mai puțin atenți, ne vom obișnui cu ea sau... Dimpotrivă. Aceasta trebuie să însemne să privim cu realitate și cu calmă toată această situație și să înțelegem că lucrul pe care noi trebuie să-l facem și este, dacă ați observat pe Facebook, acesta a fost un fel de idee obsesivă pe care am promovat-o încă din ianuarie. Ideea să facem în așa fel încât să nu ne îmbolnăvim toți odată. Să nu fie foarte multe cazuri care să aglomereze secțiile, mai ales secțiile de terapie intensivă, pentru că în momentul în care capacitatea acestora și logistică și a personalului este depășită, calitatea îngrijirii scade și se ajunge la decese care ar putea ca să fie evitate. Am să vă dau exemplu Italiei și al Spaniei din primăvară, când au fost luați complet pe neașteptate de un val foarte mare de pacienți. Au ajuns pacienții să fie îngrijiți stând pe scaune sau să fie îngrijiți de neprofesioniști în terapie intensivă și au avut o mortalitate de 12-14%. Aceleași țări, în momentul de față, au un val și mai mare de pacienți și mortalitatea este de 1%, deci o diferență uriașă, pentru că între timp s-a organizat și au înțeles să gestioneze problema altfel. Deci mesajul meu a fost întotdeauna, este o pandemie, trebuie să acceptăm realitatea asta, trebuie să acceptăm că mulți pacienți sau o parte dintre pacienți vor face forme grave și avem decese, așa cum avem la orice epidemie, nu numai de SARS-CoV-2, dar prin măsurile de distanțare fizică pe care le avem, prin purtarea măștii, se poate bloca viteza de răspândire a acestui virus și în felul acesta numărul de îmbolnăviri să fie aplatizată și în felul acesta să ajungem la realitatea pe care trebuie să o avem cu această pandemie, respectiv o mortalitate de sub 2%. Dacă nu respectăm aceste reguli, atunci evident că mortalitatea crește. Dumneavoastră sunteți un cunoscător al sistemului sanitar, acolo v-ați petrecut viața, ați muncit, ați trăit printre oamenii de acolo, cei care iau decizii. Suntem bine organizați, că pomeneați de organizarea din celelalte țări? Cum vi se pare că facem față sau răspundem acestei situații? Eu cred că România a avut noroc în primăvară, în februarie. A avut noroc prin faptul că numărul de cazuri pe care le am noi, februarie, martie, a fost foarte mic. În acel moment, vă pot spune cu mâna pe inimă că dacă s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat în Italia și în Spania, eram la pământ acum, era un dezastru. Noi învățam atunci ca medici, de pildă, cum să ne îmbrăcăm costumele de protecție, pe care nu le aveam. Învățam pe YouTube, văzând pe filmulețe clipuri pe care le postaseră chinezii. Încercam să găsim din literatură care este tratamentul cel mai bun al acestor pacienți. Și aici a fost o serie întreagă de medicamente inițial promovate cu mare entuziasm și care s-au dovedit a fi complet ineficiente. Deci a fost în martie, aprilie, a fost extrem de dificil pentru, ar fi fost extrem de dificil pentru România să gestioneze o astfel de situație. Având un număr mic de pacienți și introducându-se atunci starea de urgență, această evoluție a epidemiei a rămas la un nivel mocnit, timp care ne-a dat timpul necesar ca să ne dotăm. Și în momentul de față, eu cred că majoritatea măsurilor care sunt luate sunt cele corecte, practic de manual de epidemiologie pe care și l-au luat și alte țări, apropo de distanțare fizică, apropo de purtarea măștii, apropo de carantinarea unor zone, sunt practici care nu sunt specifice pentru această epidemie, ci pentru toate epidemiile care vin peste noi. Critica pe care am adus-o acestor măsuri este că totdeauna au fost cu un pas în urma evenimentelor.
că ar fi trebuit să fie, că știi ce se întâmplă în alte țări, nu trebuie să aștepți că același lucru să se întâmple și la tine în țară. Trebuie să faci, să pui anumită măsură mai devreme ca să se întâmple acest lucru. Pe de altă parte, să mă înțeleg foarte bine presiunea industriei. Și am spus-o de multe ori, n-aș vrea să fiu într-o poziție de decizie, pe de o parte să gândesc ca și medic ce să fac pentru pacienți, iar pe de altă parte să am industria pe presiunea economiei. E greu să iei decizii. Ce ați face? Adică suplimentar de ce acum ca să fiți cu un pas în față? La ce vă gândiți? La închiderea anumitor zone? La o circulație și mai mică? Sau... Nu neapărat. Aici este vorba de educație și de conștientizarea publicului. Publicul, în momentul în care este clar ceea ce se fac, iar se explică acest lucru, acceptă foarte bine. Asta la fel când stai de vorbă cu un pacient și explici de ce trebuie să facă un anumit tratament. Dacă explici și înțelege, atunci aderența lui la tratamentul respectiv va fi foarte mare. Dacă îi impui de un anumit lucru, atunci vor apare tot felul de reacție. Cred că modul de comunicare cu populația în acest moment este prea paternalist. Adică noi știm cam despre ce este vorba, voi trebuie să executați. Și de aici apar tot felul de reacții. Și din păcate, încă o dată s-a dovedit faptul că în situațiile acestea de presiune mare, nu prea suntem uniți. Astfel de situații ajung să fie speculate politic de un partid sau altul, de opoziție sau cei de care sunt la putere și în loc să aibă o atitudine comună, să spunem, da, trebuie să facem cu toții așa, pentru că acesta este interesul națiunii, se speculează diverse acțiuni în beneficiul unei sau altul, în speranța unui capital politic. Am să vă dau un singur exemplu, acum facem efortul să se aducă vaccinul în România. Au apărut deja reacții și nu a unor persoane de pe stradă, au apărut reacții în ideea de a strânge capital politic anti această colectare de vaccinuri, ceea ce mi se pare o idee foarte proastă. Apropo, cum ați găsit dumneavoastră în aceste luni societatea românească? Așa, ca un cetățean obișnuit, cadru medical, medic, un om cu o experiență extraordinară, cum ne-ați văzut pe noi ca societate lunile astea? O societate divizată. O societate divizată și aceasta este ca și, cum să vă spun, ca o mare comunitate, ca o mare comunitate care așteaptă să fie condusă cu fermitate și nu prea se întâmplă acest lucru și care este victima diverselor zvonuri, diverselor idei, pe de o parte cele oficiale, pe de altă parte cele neoficiale care vin pe canale de internet și de aici se creează confuzie, se creează panică, senzația de apocalipsă coborâtă pe pământ, ajungând de pildă la diverse comportamente și ale medicilor și ale persoanelor și ale publicului, de a-și lua de pildă am oameni care și-au luat tuburi de oxigen acasă, au început să facă tratamente de unul singur acasă, să-și umple frigiderele cu anticoagulante. Și asta este efectul lipsei unei atitudini unitare acceptată de toată lumea, indiferent de apartența politică, să se înțeleagă că această națiune trebuie să aibă un comportament unitar în acest și o să vă mai spun un exemplu. Am fost extrem de dezamăgit de reacția Borului. Biserica Ortodoxă. Exact. Deci reacția de Borului, care rolul ei să se unească. Iar prin comportamente din ultima perioadă mai degrabă dezbină. Da, vă referiți la chestiunile legate de pelerinaje, că de aici au început marile scandaluri. Borul ar trebui ca să aibă grijă de oameni și ăsta este primul loc, ca să motivez, veniți totuși la pelerinaj, iar dacă o să muriți, să vă duceți la Dumnezeu, nu cred că este o idee foarte optimistă așa. Știți că mai e și cealaltă chestiune pe care am discutat-o la România în direct și foarte multă lume mi-a spus, bun, dar de ce un pelerinaj ar putea fi mai periculos decât un mers la mall sau la cumpărături? Că tot aglomerație, tot oameni la un loc, ba, dimpotrivă îmi spuneau că un pelerinaj e în aer liber. Este adevărat și pot să accept acest lucru. Nu știu exact cum ar putea să...
Probabil că teama vine de la modul în care s-au desfășurat perioadele anterioare, din anii trecuți, când la un moment dat lucrurile scapă de sub control, când vine o masă foarte mare de oameni și nu mai poți să controlezi în acel moment și s-a terminat. Cred că de aici vine teama. Dar, sigur, poate să fie discutat și acest aspect, dacă este foarte bine organizat, dacă într-adevăr ai oamenii care se poate să țină ordinea, probabil că ai putea să faci și acest lucru. Domnule doctor Tatu Chițoiu, dumneavoastră sunteți un om care trage de el din punct de vedere fizic, vă îngrijiți, alergați, aveți grijă de dumneavoastră, faceți ceva în mod special de boala asta, adică, mă rog, sunt tot felul de discuții, oamenii iau vitamine, știu eu, se încarcă energetic, dumneavoastră mi-a spus că s-au pregătit mulți cu pastile, dar faceți ceva în mod special să, mă rog, vă mențineți într-o formă sau contează foarte tare să fiți... Încerc să... Noi încercăm să ducem o viață normală, o viață în care să nu fie întunecată fiecare zi de spectrul unei îmbolnăviri și a unei evoluții severe și în același timp să ne informăm din sursele științifice. Deci sunt în ultimile luni de zile au fost publicate peste 1000 de lucrări științifice legate de tratamentul în această boală. Unele studii sunt o glumă, altele studii sunt însă mai corecte. În același timp au apărut niște idei apropo de modalități prin care ai putea ca să previi această boală sau să o atenezi și aici toată lumea știe despre vitamina C, vitamina D, discuțiile despre quercetină, despre melatonină și așa mai departe. Aceste studii se bazează pe niște observații. Nu sunt neapărat niște studii științifice care să spună cer că astfel de medicamente sunt bune sau nu sunt bune. Dar mărturisesc faptul că noi folosim vitamina C, vitamina D, poate dat-o la un moment dat într-o doză prea mare decât mi-aș fi dorit. Și am folosit și melatonină, dar am renunțat la ea după vreo 2-3 zile pentru că mi-a dat agitație. Da. Dar să le spunem celor care ne ascultă că dumneavoastră și soția dumneavoastră sunteți și inițiatorii sau dezvoltatorii unei aplicații care recomandă un stil de viață mai sănătos. Chiar și cu puținele mele cunoștințe medicale mi-am dat seama că cei mai sănătoși trec mai ușor prin această boală sau, mă rog, cei care se întrețin mai bine. Aplicația dumneavoastră se numește Dahna și ea promovează un stil de viață sănătos, tehnic, adică poți să te ghidezi cum să trăiești ceva mai bine. Da, este o aplicație care promovează, de fapt, alimentația normală. A ceea ce ar trebui ca să mâncăm. Noi, prin educație, în acest bazin carpato-dunărean, nu suntem întotdeauna... Nu avem alimentația cea mai corectă, dovedită de științific. Aplicația aceasta, Dahna, cum ați menționat dumneavoastră, este Diet According to the Healthy Nutritional Approach, deci este, promovează o dietă de viață sănătoasă, de prevenție a bolilor cardiovasculare și care se bazează pe expertiza profesioniștilor în nutriție și în boli cardiovasculare, pleacă practic de la recomandările societăților europene și americane de prevenire a bolilor cardiovasculare. Și această aplicație, care poate să fie descărcată gratuit oricine pe telefonul mobil, oferă meniuri personalizate în funcție de profilul metabolic al fiecărui utilizator și sunt, deci, practic, meniuri gata, preformate, sănătoase, din care puteți ca să obțineți automat și lista ingredientelor la ultimul gram, care e o listă care este făcută exact pe raioanele de la Kaufland, de la Mega Image, de la Carrefour, unde vreți să vă duceți. Deci, practic, știți exact ce aveți sănătos în fața dumneavoastră de a mânca și vă puteți duce direct la raioanele respective, fără să mai căutați, să mă gândiți ce să mai prepar sănătos astăzi, unde găsesc, vă duceți exact la raioanele respective și luați conform listei pe care o aveți pe telefon. În felul acesta aveți o dietă sănătoasă, câștigați timp și economisiți mult bani. Așa trăiți, așa vă organizați viața dumneavoastră? Sunteți, să le spun, oamenii acum vă văd în imagini, mă rog, sunteți un tip foarte fit, cum se spune. Alergați, mâncați sănătos, sunteți foarte organizat din punctul ăsta de vedere? Da, din punct de vedere al dietei, noi am făcut în această aplicație, nu am obiectivat decât ceea ce făceam în fiecare zi.
Deci nu ne-am luat noi după aplicație, ci aplicația este făcută în conformitate cu ghidurile internaționale pe care și noi le-am adoptat în viața noastră de fiecare zi de multă vreme. Și de aia ne-a venit în momentul în care ieșeam de la Kaufland și vedeam ce puneam noi în coș și ce puneau alți, vorba de alimente. Și am zis, nu se poate, trebuie să facem ceva, pentru că cam tot ce era în jurul nostru era o travă. Și care sigur te duce spre o boală cardiovasculară mai devreme sau mai târziu. Adică alimente procesate față de alimente pe care poți să le gătești, bănuiesc că asta e de fapt. Alimente ultraprocesate, cu foarte mulți conservanți în ele, alimente foarte bogate în grăsimi, care grăsimi aterogene. Deci... Eu am aruncat o privire, am și folosit, mă întâlnesc destul de des cu aplicația, încercările mele de asta într-o anumită greutate sunt foarte bine cunoscute, chiar și de către dumneavoastră, dar ați făcut observație, ați spus așa, suntem o nație care nu mănâncă foarte sănătos și de aici o grămadă de probleme. Care e motivul pentru care, deși trăim într-o lume mare, globală, nu reușim să învingem treaba asta cu mâncatul nesănătos? În momentul în care noi în copilărie suntem învățați cu anumite alimente pe care ni le-au dat părinții, mi se pare că acesta, părinții știu ce fac. Deci știu să le dea ceva sănătos, n-au intenția să ne îmbolnăvească. Dar și părinții au luat același obicei de la părinții lor, generație de generație. Spre exemplu, carne grasă de porc sau cantități mari de sare care se folosesc în preparare sau uleiurile pe care le folosim și la prăjeală și cu alte ocazii. Mititei, carnea tocată, mezelurile de tot felul sunt, nu sunt cea mai bună idee. Și atunci, prin opoziție, o alimentație care să fie bazată pe legume, zarzavaturi, fructe, nuci, semințe, pește, pui slab, aceasta este o alimentație sănătoasă. Și există studii care arată cam care este rata de mortalitate la momentul în care folosim așa numită dietă tradițională românească, care este așa, și când folosim o dietă de genul celei pe care v-am spus-o, care este așa. Și în momentul în care ai și studii care îți arată că dacă folosești o dietă de genul pe care o promovăm noi, scade riscul de boli cardiovasculare cu 60-70%, scade riscul de cancer, scade riscul de Alzheimer, scade riscul de diabet, dar atunci la o greutate ideală este normal și nu este, să zicem, o impresie subiectivă. Deci tot ceea ce noi promovăm în această aplicație sunt datele științifice ale societăților profesionale, date care au fost acumulate în 30-40 de ani de studii științifice. Dacă ar fi, domnule doctor Tatu Chițoiu, să facem o corecție majoră în ceea ce înseamnă viața României, uite, vă întreb asta, apropiindu-ne de final, modul în care trăim noi ca nație, sănătos sau nesănătos, poate fi schimbat? Ar merita ăsta să fie un proiect de țară mai devreme decât mai târziu? Nu ar putea, este obligatoriu să fie un proiect de țară. Noi, ca și Societatea de Cardiologie, l-am propus încă din 2009. Și am să vă dau un exemplu de ce este important. România, în momentul de față, cred că este pe primele două locuri în comunitatea europeană din punct de vedere al mortalității prin boli cardiovasculare. 60% din români mor prin boli cardiovasculare. Lucrul acesta nu este văzut. Lumea este interesată de hepatită, de reumatism, de diabet. Se vorbește mult despre asta, dar foarte puțin despre bolile cardiovasculare, care sunt principalul dușman. De ce este nevoie? Este nevoie de un program educativ în prevenirea acestor boli. Am să vă dau un exemplu care este foarte des vehiculat, este cel al Finlandei, care prin anii 70 avea o mortalitate de 80% prin boli cardiovasculare. Și factorul politic și factorul profesional medical s-au reunit, au stat la aceeași masă și au spus, nu se poate, trebuie să facem ceva. Și în felul acesta au avut un program național de prevenire a bolilor cardiovasculare, care a dus la această cifră de la 80% sub 40% în Finlanda.
astfel de programe naționale în care s-au reunit factorul politic cu cel profesionist medical au apărut și în alte țări, cum ar fi de pildă Danemarca. Să vă dau un exemplu, Danemarca a acceptat să plătească amenzi către comunitatea europeană, refuzând să importe în Danemarca anumite alimente care erau considerate pentru sănătatea cardiovasculară a populației sale. Deci, și în momentul de față, Danemarca are mortalitate prin boli cardiovasculare de sub 25%, deci sub cea a cancerului. Deci, da. Asta este proiectul, dacă doriți să nu spune nimeni nicio noutate. În primul rând, ai nevoie de sănătate și de educație. Dacă știți că aceste interviuri se termină mereu cu aceleași două întrebări, pe care poate la un moment dat le adun într-un album din ăsta, un fel de previziune, uite, chiar din punctul ăsta de vedere al sănătății vă întreb, cum o să arate România în 10 ani? Eu sunt optimist, dat fiind faptul că, deși am avut, să zic, posibilitatea să plec din țară de vreo 3 ori, m-am întors de fiecare dată în ideea că avem treabă în România și că România poate să progreseze. Sunt optimist în România și sunt optimist pentru că misez foarte mult pe generațiile noi, generații tinere, care sunt cu totul și cu totul altă personalitate și dinamică. Și deci misez în venirea generațiilor tinere și dispariția unor generații vechi care sunt obișnuite cu corupția, sunt obișnuite cu nepotismul, sunt obișnuite cu... astfel încât România să ajungă o țară normală și nu așa cum este în momentul de față, o țară așa cam cu răsturnată, cu fața, cu profesioniștii jos în țărână și cu oportuniștii sus la butoane, la cărmă. Dar în 25 de ani, adică încă o generație după momentul 89? 25 de ani de acum încolo? Da. Da, voi fi și eu foarte curios. Am tot timpul. Buletinul meu expiră în 2079. Deci, cu siguranță, o să văd ce se întâmplă acest 25 de ani. Sunt optimist. Dacă nu se întâmplă o nenorocire majoră, poate politică, în agitația aceasta mondială, cred că mai devreme sau mai târziu omenirea va înțelege că nu poate să ne evolueze mereu pe conflicte de tot felul și la un moment dat trebuie să fie o... Planeta asta va trebui ca să funcționeze ca un tot unitar. Vă mulțumesc tare mult, domnule doctor. Vă doresc spor la treabă și să ne vedem cu bine. Mulțumesc și eu pentru ocazia pe care mi-ați dat-o să stau de vorbă astăzi cu dumneavoastră și mă bucur că v-am revăzut. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.